Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu. Etalare pentru ianuarie 2022. Am intrat în 2022, dar, dragii mei, unii dintre voi ați intrat cu o energie destul de tristă. 5 de cupe. Interesant este, foarte interesant este că și în timp ce am amestecat setul de cărți pentru crucea celtică, a apărut 5 de cupe. Aici pentru energia generală, 5 de apă. 5 de apă înseamnă, de obicei înseamnă regrete, înseamnă nostalgie, lacrimi, după o pierdere, poate să fie o pierdere veche de care nu v-ați recuperat. Știu lei care încă plâng după cineva care a dispărut din viața lor. Și sunt ani de zile de când s-a întâmplat acest lucru. Acum, că vă este dor de cineva, că regretați o decizie, că v-ați separat, ori ați pierdut pe cineva, ideea este că sunteți încă în lacrimi și nu prea îmi place să vă știu în această energie, la început de an, la capătul setului de cărți, regele de foc. Regele de foc. Și 9 de cupe. Și 2 de cupe. Da, a fost fericire cândva, acum de ce plângeți? Pentru că ceva s-a întâmplat. Aici apar emoții, suflete perechi, da? Perechi. Regele de foc. Ați putea să fiți voi varianta voastră masculină. Dar ceva s-a schimbat. O să mai amestec și o să mai aleg totuși o carte. Probabil că acest mesaj este pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea, ca și următorul, care cred că are legătură cu cel pe care tocmai l-am exprimat. În primul și în primul rând a venit 5 de bâte și asul, de fapt, asul de monede și 5 de bâte. Vreți să vă luptați pentru un nou job, nouă relație, nou început, nouă casă, o nouă direcție în viața voastră care să vă dea stabilitate în timp, pentru că sunteți semne fixe și vreți stabilitate, da? Dar trebuie să vă luptați. Poate cineva vrea să se lupte pentru voi, să o ia de la capăt. Poate cineva se luptă cu voi ca să o poată să o ia de la capăt, în altă direcție. Iar este foarte posibil, vedeți unde sunteți. În continuare, ce a mai apărut? Regina de monede și 5 de cupe. Iar 5 de cupe despre care am vorbit. Regrete. Poate să fie un dolu mai vechi de care nu v-ați eliberat încă, pentru că, repet, știu lei, leoaice, care plâng după un capricorn. De ani de zile plâng. Care, asta e, a dispărut, s-a dus. De ce nu se recuperează? Iar este o problemă personală. Deci știu, cazuri de genul ăsta, poate plângeți după o mamă, poate plângeți după o soție. Nu neapărat a dispărut. Într-un fel sau altul, ceva s-a produs, un conflict, o separare de situații. Poate că sunteți căsătoriți și plângeți că ați vrea altceva. Vedeți unde sunteți. Poate să fie și invers. Soția, mama să plângă. În cazul în care vreți să vă duceți într-o nouă direcție. Sau să fie două planuri separate. Dacă ați pierdut pe cineva foarte stabil și drag vouă, drag, măcar cândva o fi fost drag, nu? Și lucrurile s-au separat. Ideea este că acesta este un departament al vieții, aici altul, în care trebuie să vă ridicați din lacrimi și să vă zbateți, să o luați de la zero. Poate vreți să vă faceți o nouă casă. Astea sunt multe mesaje, vedeți unde sunteți. La capătul setului de cărți, interesant. 9 de monede pe care l-am mai văzut și mai devreme, 6 de cupe, iau, de un fost o fostă, dezamăgire, căsătorie, poate să fie balanță, dar nu neapărat, poate să fie o separare din cauza unei pasiuni, a cui, iar nu este treaba mea, a cuiva, a unuia dintre voi, da. Și atunci, acest fost, această prietenie din copilărie eventual, care v-a făcut să suferiți, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, vă îndeamnă să fiți independenți. 9 de monede. Vă provoacă să fiți independenți. Și eventual, căutându-vă altă cale și fiind în această vibrație destul de înaltă, una dintre cele mai frumoase vibrații, aveți șanse să vă găsiți
o altă pereche, dacă vreți, evident, totul este dacă vreți. Dacă nu vreți, nu vreți, nici nu ascultați. În primul rând, dacă nu aveți încredere, dacă nu vă place, chiar nu mai ascultați, n-are rost. Asta o spun tuturor celor care ascultă, nu doar la Zodia Leului, pentru că e foarte important. Dacă nu aveți încredere, nu ascultați. Dacă nu sunteți deschiși către nou, către variante, către energiile care vor să vă transmită ceva, n-are rost. Acum, hai să vedem energia generală. Pentru unii lei. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord al meu, energia generală, ianuarie 2022. Ups, 10 de foc. 10 de foc, vă consumați, vă implicați, poate prea mult în anumite lucruri, dar ideea e că trebuie să le ardeți, acele prea multe, ca să vă concentrați pe priorități. Interesant, 5 de aer, conflicte. În legătură cu acest nou, astfel de pământ revine. Nu musai capricorn, poate să fie pentru unii, dar nu neapărat. Poate aveți o teamă de acest nou început, niște conflicte mentale. Voi sau altă persoană din preajma voastră își dorește acest nou început și apar conflictele. Dar în momentul în care cineva din preajmă își dorește un nou început, într-un fel sau altul vă provoacă și pe voi, și pe voi. Este o chemare a destinului să vă descoperiți într-o nouă direcție. Uneori, dragii mei, chiar dacă sunteți semne fixe și am mulți lei în preajmă și știu cum sunt, și mai bun și mai puțin bun, și de calitate, și de calitate îndoielnică, și generoși și zgârciți, am destui lei în jurul meu. Ideea este că, în general, da, e bine să fim stabili, dar cu cât ținem mai strâns de ceva, cu atât acel ceva va pleca. Pentru cine o fi, acest mesaj este pentru cineva. Acum, nu prea pot să amestec în poziția asta, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu, 2022 ianuarie, o dată, de două ori, de trei ori și tăiem. Ia uite, lumea, un nou capitol, o nouă lume. Dar trebuie să încheiați acest ciclu, 10 de foc. O situație în care vă consumați prea mult. Și consumându-vă voi, știți cum e consumați pe ceilalți, dacă vă interesează de ceilalți. Valetul de monede în sufletul vostru, central mai bine zis, valetul de monede. Dorința de a studia ceva nou, de a construi ceva nou. Hai să vedem ce mai spânzurat-o aici, provocarea. Să ieșiți din stagnare. Acum repet, că cineva de lângă voi vrea să se dezlege, vrea să iasă din stagnare și să înceapă ceva nou și voi țineți în continuare la acel personaj. Și neapărat țineți, e în sufletul vostru într-o formă sau alta, e posibil că altcineva să fie, în cazul în care nu vă recunoașteți ca fiind voi. Dar cineva clar vrea să iasă din, să aibă o nouă perspectivă despre viață. Aici e provocare și a voastră, cum am zis mai devreme, dacă cineva vrea să plece. Și voi sunteți provocați de destin să vedeți lucrurile altfel și să experimentați viața altfel, dintr-o nouă perspectivă. Undeva în depărtare, 5 de monede. Ați trecut prin frig, prin ceață, prin greutăți, a stat împreună. Dar asta nu înseamnă că e musai vreo grozăvie, scuzați-mă. Da, sunt provocări, stăm împreună, dar dacă sunt doar de astea și mai puține momente de fericire, nu știu dacă se merită să ținem la asemenea chinuri. În fine. Probleme financiare, poate. Probleme de sănătate, poate. Dar ce energie aveți, măi, legilor? Bine, e Saturn în opoziție cu planetele voastre. E de înțeles, e o lecție. Sunt lecții, nu una. Sunt mai multe lecții cu Saturn. 8 de spade. Blocaje mentale. Programare mentală. Ori încercați să țineți legați pe cineva, ori altă persoană se simte legată și nu găsește soluții cum să iasă din această legătură, da? Ia să iau eu. Unde este baghetuța mea? Așa. Ori altă persoană se simte legată și vrea să înceapă ceva nou. Să se deprogrameze, pentru că e epuizant pentru ei, pentru voi, pentru toată lumea. Eremitul în viitor. Dragii mei, nu toate feciorile sunt eremite.
fără supărare. Eremitul înseamnă lecția voastră spirituală prin care treceți, greutățile, întunericul, frigul prin care treceți, ca să vă regăsiți autentica putere, toiagul vostru, este autentica putere, nu cea pe care v-ați programat-o sau ați considerat-o doar că v-ați citit zodiacul, lumina adevărată, credința adevărată. Prin aceste încercări vă regăsiți credința. În prezent aveți, ce energie, nu prea îmi place, regele de monede, un soț, o soție, varianta sa masculină, nu-mi place să zic, iar, dar poate să fie cineva cu marcaj puternic în semn de pământ sau de aer, pentru că aerul în general este destul de pragmatic, rațional. Poate sunteți voi în varianta voastră masculină care vreți stabilitate, vreți bani, vreți o anumită poziție socială, profesională, poate să fiți și voi, chiar dacă sunteți doamne. Dar e o energie masculină, energie, nu zic bărbat, mustai, energie masculină, în general tradițională, adică nu în general, foarte tradițională în această poziție, stabilă, fixă, poate să fie soțul sau soția, tatăl, un profesor, o persoană influentă, în mod special financiar. Vedeți unde sunteți. Dacă vreți să ajungeți aici, trebuie să vă dezlegați și să faceți cu pași mici să ajungeți să studiați o anumită poziție. Dacă vreți să ajungeți aici. Poate să fie dorința voastră de a ajunge aici. Dar cu pași mici vă dezlegați de sacrificii, de probleme financiare, de durere, de boli, de programele negative și veți ajunge aici. Cu răbdare, dar va trebui să treceți prin întuneric, frig și ceață. Însă, am zis eu răbdare, zic așa, dar de fapt, eremitul caută lumina, nu caută banii, caută lumină. Și atunci, probabil că dacă vă doriți doar asta, veți mai fi testați de viață. Pentru cine îi spune, nu știu, dar o să clarific să vedem, la clarificare povestea se schimbă, dar deocamdată hai să ținem direcția. Dar se pare că direcția se schimbă cu roata norocului. Ceva se schimbă. Sfatul este, da, uite, să schimbați direcția. Am zis să ținem direcția. Ideea e să se schimbe direcția. Că pe direcția asta nu ajungeți undeva într-un loc satisfăcător. Roata norocului. Trebuie să schimbați ceva. Energia. Dacă vreți să ajungeți aici și acolo, trebuie, și în această direcție, trebuie să schimbați cele trei cărți care au venit mai devreme, ba chiar 4-5 câte au fost. Uite, și 5 de aer și 5 de cupe despre care am vorbit, dar e un conflict mental, poate discuții, poate argumente, poate chiar certuri în legătură cu un început. Al cuiva sau al vostru. Roata norocului. Lăsați destinul să-și continue cursul. Exterior 7 de monede. Nu sunteți voi aici, este o altă persoană care a obosit, posibil la cineva obosit, s-a plictisit să muncească în grădină, în aceeași grădină. Și nu-i problema să muncească în alte grădini, ideea este să-ți extinzi, da? Stabilitate, dar mai nevoie de ceva nou, mai nevoie să schimbi gardul, să schimbi designul, eu știu, exterior, interior, e un exemplu, da? E o energie monotonă. Da, precaută, cineva e precaut în relație cu voi, posibil. Dar poate să fie și o persoană care a obosit să muncească, să fie acolo, prezent, din niște motive, că așa e tradițional. E casa 7 a relațiilor de lungă durată, a căsătorilor, a contractelor. Nu sunteți voi, este altcineva, acești 7 de monede. Poate să fie soțul, soția. Pentru cine-i vorbi? Nu știu. Wow, dar câte monezi și spade. Măi, dar ce energie aveți. Mai leilor. De ce vă este teamă? Exact de acest mers. Molcom aproape pe loc.
Da? Un soi de sârba pe loc. Batem pasul pe loc. Cavalerul de monede. Și zicem că dansăm, dar de fapt stăm pe loc. În fine, cavalerul de monede merge foarte încet. Interesant că aveți 7 și cu 3 aveți 10. E o chestiune care poate să țină de familie, de căsnicie. Dar trebuie să alegeți. Dar și până să apară acesta, chiar vreau să zic și acum mă provoacă să zic. Trebuie să alegeți între această poziție fixă sau ceva nou. Și atunci, dacă alegeți noul, 7 și cu 1 face 8, trebuie să munciți intens ca să vă transformați viața. Voi sau ei? Da? Și dacă alegeți să munciți, vă mai trebuie încă un ajutor financiar din partea cuiva. Pentru că nu e suficient să muncești. Ideea e să ajungi la o oarecare independență, da? 7 și cu 2, 9. Dar interesant că apare acum încă un element, încă o monedă, 10. Da? De care vă e teamă? Faptul că va trebui să, nu știu, va fi greu, va fi, sau este greu. Lucrurile merg foarte încet. Financiar, în familie, care e familia voastră din care v-ați născut, sau văd un arbore, arbore genealogic, karma familiară, sau familia pe care v-ați făcut-o, variază. Sincer, nu prea-mi place și mă întristează. Hai ceva mai frumos. Ah, ce vă doriți? Cavalerul de cupe. Uf, ce frumos! Aveți nevoie de un pic de romantism, de vindecare, de poezie. Poate nu vă dați seama, dar undeva în sinea voastră vă doriți ceva frumos. Cavalerul de cupe, cineva să vă cucerească, să vă protejeze, să vă aline în primul și în primul rând. Nu e doar protecție financiară, dar să vă aline, să vă îmbie cu sufletul, să vă hrănească sufletul. Cuvinte frumoase, cu gesturi frumoase. Undeva și voi în sinea voastră v-ați plictisit și voi. Și vedeți, sunt două personaje. Unul încă mai rezistă, celălalt ar vrea să ia de la capăt, da? Și voi și ei v-ați cam plictisit. Vă dați seama că e cam consumată treaba. Într-o privință. Repet, poate să fie și acasă. Acasă, în neamul vostru, nu neapărat în familia. Vedeți unde. Ceva nu e... Acum, poate un copil vrea să ajungă într-o poziție importantă și are de studiat, are de dezlegat de o karmă, de o obsesie, de un mental negativ căpătat prin mediul familiar. Dar vă doriți totuși cavalerul de cupe. Vreți să vă țină cineva în brațe? Să vă mângâie și să vă spună că totul va fi bine. Și vreți ca lucrurile să se miște. Pentru că uitați cum sunteți. 5 de monede. 5 de monede. 8 de spade. În trecutul îndepărtat, apropiat, da? Și în suflet, monede iar. Ce reușiți să faceți? Interesant. În sfârșit apar bătele. Uitați, vedeți? Se leagă toată atmosfera asta greoaie. Vă consumă, măi. Vă consumă și 10 înseamnă încheiere de ciclu. Trebuie să încheiați acest ciclu. Vă consumă. Lăsați discuțiile, lăsați conflictele și lăsați acest nou, această schimbare de energie să se petreacă. 3 de bâte. Poate să fie și altă persoană la care vă gândiți, energia lor să apară. Dar totuși eu citesc despre lei, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în leu. Și știu că este Saturn acolo, în opoziție, care vă încearcă. Ce reușiți să faceți? E foarte fain. Reușiți să vă păstrați speranța. Și cu această speranță mergeți mai departe cu eremitul, da?
Așteptați ceva, niște vești de la drum, așteptați cu speranță că viitorul va fi bun, dar va trebui la un moment dat să ieșiți și din așteptare și să porniți în călătoria voastră, chiar dacă e grea. Vai, ce frumos! Ceva frumos se va întâmpla. O să clarific și eremitul ce legătură are. Sperați la o familie frumoasă, fericită, dar e extraordinar, dar trebuie să lăsați în urmă familia tradițională. 8 de cupe, 10 de monede. Nu le puteți avea pe toate. Și tradiții, și bani, și fericire. Alegeți, ori una, ori alta. Pentru că în anul acesta va trebui să alegem toți. E un an foarte important. Dar o să clarific. Să vedem cum se leagă. Și în acest motiv apare eremitul undeva în depărtare. Probabil tăcerea față de cineva. Eu las cele două pentru că îmi plac foarte mult 3 de bâte și 10 de cupe. Pentru că voi vă doriți ceva frumos, dragoste, sensibilitate, măcar unii dintre voi. Și sperând la acest ideal, mai devreme sau mai târziu se va întâmpla dacă lăsați în urmă aceste cupe goale și uitați-le, sunt aici, 5 de monede, 8 de spade, spânzuratul, 7 de monede, nu e satisfăcător, da? Dacă le lăsați în urmă. Ia uite, sunteți, tot încercați să păstrați acest teren. Tradiția, familia, casa în care v-ați născut sau pe care v-ați făcut-o, dar care, ia uite, trebuie să mergeți mai departe. Să vă extindeți, să călătoriți, să alegeți. Da, sfatul este schimbați energia. Nu vă place, nu mai ascultați. La capătul setului de cărți, 4 de bâte. Acasă sunteți supărați, 4 de cupe, 4 de bâte. Și am văzut și 5 de cupe. Sunteți între casă și muncă sau cineva din viața voastră între casă și locul de muncă și își dorește să schimbe direcția, să schimbe, ia uite, să se uite în viitor. Să nu mai stea pe loc. Și își face griji. Își face griji. Hai să și clarificăm. Nu mă așteptam să iasă așa. Dar vedeți cum depinde de fiecare și ce manifestă fiecare lună, soare, ascendent, Venus. Hai să vedem. Clarificăm. 5 de monede. În trecutul îndepărtat odată. De două ori. De trei ori. 5 de monede, luna. Emoțional. V-ați simțit singuri. De mult timp. De mult timp este luna. Luna reprezintă și casa. Și casa în care v-ați născut și casa în care ați crescut alături de mamă, că luna reprezintă și legătura maternă, v-ați simțit singur sau cu probleme, ați avut probleme financiare. Poate mama a avut probleme de sănătate, sunt multe, poate au fost toate la un loc. Pentru unii. Dar luna înseamnă și secrete, poate ați ținut secret. Poate ați ținut secret. Clarificăm ea. Hai să vedem. 8 de spade. În trecutul apropiat odată. De două ori. De trei ori. Dacă nu vă simțiți voi aici, în această energie, poate este altcineva
este sufletul cuiva din preajmă, din casă. Cu marcaș puternic în semn de apă, pești, rac, scorpion, poate sunt ei. Și zic marcaș că poate nu este zodie de apă, e altă zodie, dar are planete în semnul de apă și îi face foarte sensibil. Și să se simtă însingurați, supărați, bolnavi, bolnavi sufletești. Sufletul lor este, da, e apăsat. Așa, hai să vedem aici. Poate spate. Pare foarte rău. Și... 7 de cupe. Aveți opțiuni, dar nu le vedeți. Aveți opțiuni, dar nu le vedeți. Asta este. Eventual, cât timp vă simțiți blocați, aveți tendința să visați în altă parte, dar poate nu sunteți voi, repet, poate alt personaj care se simte legat și tocmai pentru că nu găsește soluții, singura soluție este visul. Călătoria mentală. Interesant că la capătul setului de cărți e un 9 de cupe. Da. Repet ca să fie clar. Pentru cine o fie acest 8 de spade? Poate să fie altă persoană, dacă nu simțiți voi, că sunteți voi, altă persoană din preajma voastră, care se simte legată, karmic. Ar vrea să iasă, nu găsește, n-a găsit, de fapt e trecutul apropiat, da? Și preferă să viseze la vremuri mai bune, la 9 de cupe, la dragoste față de ei, față de voi, dacă sunteți voi. Că vor găsi o persoană care să fie altfel. Clarificăm valetul de monede o dată, de două ori, de trei ori. Steaua, interesant. Steaua înseamnă speranță. Iar, repet, la fiecare mișcare și aș vrea să nu mai aud comentarii, că vai că e invers. Am spus, posibil să fie invers sau să nu fie invers. În sufletul vostru, sperați. Orică vine cineva și vă cheamă într-o nouă direcție, ori altcineva la care încă vă gândiți, speră că își va găsi destinul, un nou destin. Alt mesaj. Separ mesajele, deși pot să se manifeste toate. O persoană publică să-și dorească intens să fie cu voi și să se întâlnească cu voi. Dar, dragii mei, dacă stați în această energie, greu de crezut că se va manifesta 10 de cupe. Din acest motiv, va trebui să alegeți și voi, ca toată lumea în acest an. Interesant. Multe emoții. Apă. Multe emoții. Simte multe emoții sau simțiți nevoia să vă vindecați sufletul și să o luați, repet, să studiați ceva nou, să manifestați un nou proiect. Steaua. Steaua înseamnă credință. Trebuie să învățați să aveți credință. Că se va schimba, repet, cum apare și în sfat, că se va schimba situația. Posibil, cineva vrea să se întâlnească cu voi, iar dau alte variante, puteți să țineți cont de toate. O persoană importantă ar vrea să se întâlnească cu voi. O simțiți în sufletul vostru, chiar dacă nu ați întâlnit-o, poate doar ați visat la ea, unii dintre voi. Și această persoană face parte dintr-o întâlnire predestinată, care va trebui să se manifeste mai devreme sau mai târziu. Clarificăm spânzuratul. O dată. A sărit, nu pot să mă aplic. Dar este regele de cupe. Nu de cupe, scuzați-mă. Regele de foc invers. Regele de foc. Adică semn de foc. Că tot e etalare pentru cei cu soare, luna, venus, ascendent, nodul nord în leu. Trebuie să mă credeți pe cuvânt. Nu mă pot aplica. Durează un sfert de oră să iau. Ideea este că regele de foc a venit invers. Cineva și-a folosit puterea într-un mod neautorizat, neindicat, nesănătos.
și a creat această karmă, aceste blocaje față de cineva. Pentru cine o fi acest mesaj, poate sunteți voi și nu v-ați dat seama ce ați făcut, poate sunt ei și se simt legați din cauza unei alte forțe dominatoare care își folosește, sau un personaj care își folosește energia într-un mod negativ. Și la capătul setului de cărți, iaute, concepția sau conceperea, justiția și asul de cupe. Dar și trei de spade. Dezamăgire, dragoste, echilibru, justiție, sau mai bine zis dreptate, și renașterea printr-un nou concept, într-o nouă direcție. Deci, nu pot să pun carte, e acolo jos. Regele de foc invers. Poate sunteți voi, care și voi simțiți că nu mai aveți autoritate și vă simțiți legați, este posibil și asta. E o poveste foarte grea aici. Și asta pentru că se ține foarte mult la conceptul tradiție. Asta e. Clarificăm regele de monede. O dată. De două ori. De trei ori. Asul de cupe. Și la capătul setului de cărți, iar regele de monede. Iar este un nou început. Pentru că voi vă doriți mesagerul de cupe, cavalerul de cupe, da? Ar putea să fie pentru unii o nouă dragoste. Alături de un personaj important, stabil. Pentru unii. Cineva cu marcaj puternic în semn de pământ iubește. Sau va începe să iubească. Că acest personaj este rudă de-a voastră, poate să fie și un copil. Zodia Taurului apare și asul de cupe. Iar sunt multe variante. Le veți trăi și le veți vedea. Dar frumos ar fi pentru voi, pentru că văd totuși o energie foarte grea în trecutul îndepărtat și apropiat. Inclusiv această provocare cu regele de foc invers. Regele de foc invers poate să reprezintă gelozia cuiva. Dorința intensă de a ține legat un personaj din preajmă din motive de gelozie și posesivitate. Dacă vă recunoașteți, nu trebuie să-mi spuneți. Pentru că e jenant. Dacă e altcineva, asta e. E altcineva. Da? Regele de foc invers, persoană foarte geloasă. Care ar vrea să țină cu orice chip. Pe o anumită... un anumit individ să-i țină aproape, legați de ei. Și situația asta consumă 10 de foc. Este apăsătoare pentru toată lumea, nu doar pentru voi, nu doar pentru ei, pentru toată lumea, nici și pentru copii. Dacă aveți copii, este apăsătoare și pentru copii, fără supărare. În acest motiv apare și stea, nevoia de a vindeca, să vă vindeca sufletul și să începeți ceva nou. Vă dau mai multe variante ca să vedeți cum lucrează energiile. Nu vă place, vreți o singură poveste, treaba voastră, vă duceți în altă parte unde ascultați o poveste și sunteți programați pe o singură direcție. Eu v-am dat mai multe posibilități ca să vedeți ce alegeți, ce puteți alege să manifestați. Pentru că alegerile noastre se manifestă în mai multe dimensiuni. Ce dimensiune vreți să trăiți? E alegerea voastră. Clarificăm roata norocului. Sfatul odată. De două ori. De trei ori. Integrare. Interesant. Trebuie să integrați experiențele, să vă echilibrați. Și pasiunea și emoțiile. Și natura feminină și natura masculină. Trebuie să vă transformați. Ca să
puteți să schimbați această energie. Mai dăm o carte pentru sfat. O dată. De două ori. De trei ori. 10 de bâte. Interesant, 10 de foc aveți la energia generală. Dar aici a venit 10 de bâte invers. Aici este. Dacă reușiți să renunțați măcar la o parte din toate aceste responsabilități, situații, da, bâte, spirite, energii, energii ale unora, ale altora, ale voastre, situații, peste situații, dacă reușiți, și să integrați experiența, puteți să schimbați energia. Interesant că a venit invers, da? 10 de bâte, 10 de bâte. Și am văzut și 10, avem în față 10 de cupe, am văzut 10 de monede, mulți 10, da? Ca și la alte zodii, dar sub altă formă. Încheieri de cicluri. Clarifică în 7 de monede. O dată. De 2. De 3 ori. 8 de spade. Extraordinar. Înseamnă că e persoana de acolo. Din trecutul apropiat. 8 de spade, 8 de spade. Aici este cu 7 de cupe, aici este cu 7 de monede. Aici, în loc să acționeze, stă legat, stă legat, legată, speria de gelozia cuiva eventuală voastră, dacă vă face plăcere să auziți sau vă interesează pe unii, eu trebuie să spun. Cui nu-i place, nu-i place. Pentru că știm foarte bine că ei pot să fie foarte geloși, absurd de geloși. Așa, preferă să viseze. Aici, același personaj, cred că este, 8 de spade și 7 de monede. Poate că obosit să aștepte. Sau, hai mai dăm o carte. Da, își dorește un nou început. Asul de spade. Încearcă să fie precaut. Ia să vedem. Ah, interesant. Acest personaj a schimbat direcția. A început să lucreze cu el însuși sau cu ea însăși și în loc să mai viseze, a început să lucreze în grădina sa interioară ca să poată să iasă din acest 8 de spade. Interesant, a găsit o soluție. Da? Eventual așteaptă un nou început. În ce direcție? Veți trăi și veți vedea. Mai dăm o carte odată. Nouă de bute invers. Nici nu m-am amestecat. Nouă de bute invers. 9 de bute invers merge către 8. Da, vrea să meargă, vrea să schimbe direcția. Vrea să renunțe la blocaje sau să dărâme blocajele cu răbdare. Sunt mai multe strategii de a dărâma niște blocaje, da? 9 de monede invers. De monede de bute, mai de ce zic monede? Înseamnă că vrea să muncească, cum a zis mai devreme. Da, roata norocului. Posibil, cu roata norocului, să fie o stare sau o schimbare de abordare personală, nu neapărat față de voi, a persoanei cu care vă veți întâlni. Vă veți întâlni, veți avea o relație, nu vreau să zic relație, dar ai și relație. O întâlnire predestinată cu cineva. Dacă voi lăsați aceste responsabilități și integrați, dacă ei schimbă un pic abordarea, renunță la blocaje, muncesc un pic în curtea lor și renunță la visare, lucrurile se pot integra altfel. Da, interesant. Și în spatele roții norocului apare doliu, suferința, regele de spade. Regele de spade. Ce vă spune acest lucru? Voi știți. Regele de spade. Nu mă să ai semn de aer, deși ar putea să fie cineva cu marcaș puternic semn de aer. Da? O persoană rațională, totuși, logică, deșteaptă. Dar care suferă și vrea să schimbe energia. Clarificăm cavalerul de cupe odată, de două ori,
de 3 ori. Valetul de cupe și cavalerul de cupe. Așteptați o comunicare frumoasă din partea cuiva. Poate niște scuze. Poate un moment de romantism. V-ar face bine. Știți că v-ar face bine unora dintre voi. Știți bine. Dacă nu recunoașteți, este problema voastră. La capătul setului de cărți, Regina de cupe și 4 de băte. O prietenie cu un personaj emoțional. Vi-e doriți. Care vă hrănește emoțional, care vă vindecă. Și tot începe aici. Asul de cupe. Ar putea să fie personaje diferite. Repet, veți trăi și veți vedea. Nu pot vedea o singură dimensiune. Repet, îmi pare rău dacă așteptați o singură dimensiune, un singur scenariu. Nu pot. Pentru că văd prea multe. Probabil că așteptați vești despre un copil, despre... Rămâne de văzut, dar... Aceste vești despre un copil nu sunt susținute de celelalte cărți. Clarifică-mi eremitul, te rog frumos. O dată. De două ori. De trei ori. Vulnerabilitate. Vulnerabilitate. Parte din lecțiile prin care veți trece, vă vor învăța să fiți vulnerabili. Să înțelegeți. Dar trebuie să lăsați în urmă 8 de cupe. Ce nu v-a făcut bine. Mai dăm o carte pe această vulnerabilitate și eremitul o dată. De două ori. De trei ori. Regina de foc. Da. Eu așa văd lucrurile. Regina de foc. Puteți să fiți voi încrezători, pasionari, dar vulnerabil în fața tăcerii cuiva. Ce mesaj a venit! Wow! Vreau inițial să spun că parte din lecțiile spirituale prin care veți trece, grele, pentru că nu sunt ușoare, nimeni nu trece prin lecții ușoare. Da? Și toți trecem prin eremit periodic. Periodic, nu doar o dată în viață. Periodic. O parte din lecțiile acestea reprezintă vulnerabilitatea. Pentru cei orgolioși, pentru că, în general, regele și regina de foc sunt persoane foarte pătimașe și orgolioase. Și am văzut mai devreme regele de foc invers, da? Varianta sa negativă. Masculinul distorsionat. Care poate să reprezinte și o femeie în energia sa masculină distorsionată. Care leagă, ține, aproape, nu contează, cu orice sacrificiu. Ține persoanele, așteaptă ca persoanele respective să se sacrifice. E o variantă a unora, pe care unii o trăiesc, da? Însă în viitor, regina de câte va simți tăcerea cuiva, va simți cât este vulnerabilă în fața tăcerii cuiva, în fața singurătății eventual și în fața problemelor. Nu e o veste prea grozavă, dar asta vă întărește, asta vă adaugă autenticitate și putere reală, reală. E bine că a venit totuși în poziție normală, regina de foc, și asta înseamnă că dacă regele de foc invers, distorsionat, este reprezentat de o femeie în energia sa masculină distorsionată, repet, se produce o schimbare. Se produce o schimbare și în timp va învăța niște lucruri foarte importante. Mai da ce talare.
La capătul setului de cărți, acum, când am tras regina de foc, apare Marea Preoteasă, patru de spade și judecata. Judecata înseamnă renaștere, transformare într-un fel sau altul, da? Patru de spade înseamnă analiză, meditație, e un soi de eremit, varianta mică. Marea Preoteasă înseamnă intuiție și la asta se adaugă, la acest, să zic, viitor, se adaugă o deschidere către lucruri sensibile care țin de spiritualitate, repet, autentică. Și e bine că asta completează steaua, pentru că eremitul merge către stea. Și știți bine și veți descoperi, dacă nu știți, eu vă zic, dar poate vă aduceți aminte pe drum, da? Cu pași mici veți ajunge la destinul vostru, dar prin niște încercări. Oricum, în prezent aveți acest as de cupe care e foarte frumos. Hai să vedem totuși trei de bâte ce înseamnă. O dată, de două ori, de trei ori pentru lei, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord, leu. Extraordinar! A doua oară când mi se întâmplă o carte să fie clarificată de aceeași carte. Unde a fost? Tocmai la rac a fost. 10 de bâte a fost clarificat cu... Nu de bâte, de spade a fost clarificat cu 10 de spade. E fenomenal! Adică ce să mai clarificăm? Speranță! Poate cineva vine de la drum. Hai să vedem. Ia. Extraordinar unde s-a oprit la 10 de spade, cât o vorbeam. Trebuie să vă eliberați de acest ciclu. Poate sunteți mame, poate sunteți soții, dar trebuie să vă eliberați. Dacă nu sunteți voi, o fi altcineva, veți trece și veți vedea. Însă și noi trebuie să ne eliberăm. E ușor să ne excludem pe noi din poveștile acestea și să-i lăsăm pe ei să se elibereze. Dar și noi avem de eliberat multe. Da? Sunteți de acord? Sper că sunteți de acord. Clarifică. Da, cineva vine, 6 de bâte. Posibil să vină cineva de la drum. Posibil să vină cineva de la drum. Să încerce. Interesant, spânzuratul. Avem și aici. Aha, interesant. Și moartea. Posibil un personaj pentru unii dintre voi de care v-a separat. Din cauza acestor energii negative din preajma voastră și a lor. Este foarte posibil ca acel rege de bâte distorsionat să vă țină pe loc, să stea pe loc din niște motive. Din cauza geloziei cuiva, din cauza indeciziilor, din cauza lipsei de asumare. Da? Varianta voastră, nu a voastră, a partenerului divin. Regele de bâte este partenerul divin pentru regina de bâte, da? Și atunci partenerul vostru divin era într-o variantă negativă, sau partenera, repet, varianta masculină negativă. Asta pentru că văd o regină de bâte, totuși, dar nu o carte pentru acest. Da, vreau să renască, să transforme ceva. Nu o carte, 6 de bâte, 3 de bâte odată, de două ori. De trei ori. 9 de cupe și 10 de cupe. Dar cineva se transformă. Învață să se iubească autentic, nu la modul egoist. După o separare, 5 de monede, cu care am și început în trecut, e o separare mai veche. Pentru cine citesc, nu știu. Pentru cineva citesc clar. Dar e o poveste de roman. E o poveste de roman. Clarifică-mi. 10 de cupe. O dată. De două ori. Da. 9 de cupe și cu 1, 10. Probabil că totuși o să vină cineva asumat, responsabil, transformat, care ar dori să vă ofere acest as de cupe. Tocmai pentru că a învățat să se iubească. Eventual puteți să fiți voi. În momentul în care vă iubiți,
sau vă vindecați de tot ce am spus aici negativ, vă vindecați casul de cup înseamnă și vindecare. Da? Veți atrage acest cavaler de cupe, valet de cupe, da? Toate aceste cărți foarte frumoase într-un viitor apropiat. Clarificăm 10 de cupe odată, de două ori, de trei ori. Marea preoteasă. Fantastic. Este o fericire misterioasă. Este un secret al cuiva că e fericit, fericită. Dar totuși vorbim despre lei. Marea preoteasă. Da, Marea preoteasă reprezintă mister. Este un vol. E o fericire la care deocamdată poate nici nu sperați, dar trebuie să sperați. Și primul pas către această speranță este prin vindecarea voastră și schimbarea energiei și a dimensiunilor pe care le manifestați. Dacă ați ascultat până la sfârșit, vedeți că totuși povestea se termină frumos într-o dimensiune. Depinde de voi în ce dimensiune vreți să vă manifestați. Și totuși este pus un vol peste această fericire. Probabil ca să nu fie atacată. Vai, ce frumos îndrăgostiții! Ce înseamnă pentru voi îndrăgostiții și trei de cupe? Repet, voi știți. Alegere importantă în dragoste? Alegere pe care o vom face toate zodiile în acest an. Și poate nu odată, poate vom fi testați de mai multe ori să facem aceste alegeri mai bune sau mai proaste. Și fiecare va merge pe dimensiunea pe care a ales-o trăiască. Pentru cine are urechi de auzit. Cine vrea să trăiască asemenea poveste, să o manifeste în secret și conectați la alte dimensiuni, ca asta face Marea Preoteasă, să se conecteze la alte dimensiuni ca să le poată manifesta. Cine vrea să rămână în energie distorsionată, este alegerea lor. Este o alegere. Este o dragoste de care vă puteți bucura. Dacă sunteți geloși pe această dragoste, manifestați-o și voi în viața voastră altfel, în cazul în care nu este povestea voastră și este a cuiva din preajma voastră. Dar eu sper că este a voastră, pentru că totuși citesc pentru zodia leului, soare, lună, venus, ascende, lună, leu, și o serie de lei chiar îmi sunt simpatici și din punctul meu de vedere chiar merită dragoste. Dar iar știu că depinde de alegerile lor personale, pentru că unii lei au ales să trăiască în aceste regrete, în aceste conflicte interioare, în acest cerc greoi în care se consumă și pe ei și pe cei din jur. În loc să îmbrățișeze vindecarea, credința autentică, dragoste și să-și dorească lucruri frumoase. Dar totuși citesc pentru unii care, dintre voi care vă doriți ceva frumos și se va manifesta în pofida acestei energii îmbibate de suferință. E aici ceva greu. Oricum. Măi, frumos, măi, dragoste, mister, fericire, sărutări, lacrimi, dramă. Vai, abia aștept să vă povestesc despre filmul pe care l-am văzut. Abia aștept. Și era un rege acolo, dar în varianta sa superioară.
Vai, abia aștept să vorbesc. Pentru... Da, mulțumesc de inspirație. Pentru unii, nu pentru toți. Unii veți trăi acea poveste gen cenușăreasa. Așa a vrut să vină mesajul, așa l-am transmis. Sfaturi pentru lei. Ce drăguț! Lighten up, măi! Nu vorbește universul cu noi, dar ultimul pătrar din luna în zodia leului. Lighten up, luminează-te, vindecă-te. Mergi înspre stea, înspre destinul tău, înspre soare. Într-un fel sau altul, 10 de cupe reprezintă soare, varianta cea mică. Și 9 de cupe, e acolo în spate, reprezintă stea, varianta cea mică. Interesant. La capătul setului de cărți, primul pătrar din lună în zodia balanței. Păstrează-ți inima deschisă. Ai credință în noroc. Da? Ai credință în noroc, în roata norocului. Ai credință. Frumos. Credința aici. Da? La stea. Frumos. Nu știu ce titlu, dar sunt povești complexe. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Pa, pa!